Bună dimineața, urșii mei! Astăzi o să vă iau cu mine într-o zi la menținere să vă arăt absolut toate mesele și toate calorile pe care o să le consum într-o zi de menținere după ce am slăbit 50 de kilograme. Dacă nu ați văzut singura transformare live și singura transformare documentată din lume în care am slăbit în timp real 50 de kilograme, vă invit să urmăriți pe acest canal toate clipurile, pentru că am pus câte un clip în fiecare săptămână cu absolut toate mesele, cu foarte multe sfaturi și cu cântarul oficial, bineînțeles, de la sfârșitul fiecare săptămâni și vă veți putea inspira și vă veți putea motiva să slăbiți și voi, fără să vă înfometați, veți învăța foarte multe lucruri despre slăbire și despre masă musculară. Voi începe ziua de astăzi tot cu suplimentele mele apicole și vă sfătuiesc pe toți, dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, să consumați și voi câte o linguriță, două de miere în fiecare zi. Eu mi-am îndulcit cafeluța, am pus două lingurițe de miere de rapiță, după cum vedeți, borcanul ăsta s-a terminat, m-am dus jos în laborator, mi-am luat alt borcan. Ia uitați cât de bine arată mierea asta de rapiță. Miere premium, este extraordinară pentru cafea pentru că nu schimbă gustul cafelei. Este o miere foarte, foarte bună. Este o miere groasă și aici lângă avem păstură, pâinea albinelor. O să mănânc și o linguriță de păstură. O linguriță de miere are aproximativ 30-40 de calorii, așa că nu trebuie să vă speriați de produsele apicole pentru că nu au foarte multe calorii. Mierea are mai puține calorii decât zahărul, este foarte sănătoasă, ne oferă și energie. Este extraordinară pentru o grămadă de afecțiuni și pentru sănătate. Vă las, vreau să-mi savurez cafeluța acum, să-mi iau și eu o linguriță de păstură să mănânc și apoi ne vedem la prima masă. Pentru masa asta mi-am pregătit 5 feluțe de pâine neagră, pe două feluțe am pus icre și roșii și pe alte trei feluțe am pus brânză cu roșii. Știți că v-am mai zis că 4 feluțe de pâine înseamnă aproximativ 100 de grame? Aici avem 5, înseamnă că avem vreo 120-125 de grame de pâine. Avem vreo 10 grame de proteine de la pâine, mai avem și de la brânză, de asemenea avem și grăsimi, avem și carbohidrați, avem și legume, avem de toate. Vă urez poftă bună! După cine te uiți, fetiță? Nu mai ai, nu, n-ai voie acolo. N-ai voie acolo. Mai stăm aici un pic, o mai ținem aici afară că mai stăm. Și după aia o băgăm. Când intrăm înăuntru, o băgăm și pe ea. Trebuie să stea mereu cu noi. Ia uitați ce bea. A avut infecție zilele astea, s-a mai desumflat acum piciorul. E bine, i-am făcut spălături, i-a scos tot puroiul de acolo. S-a infectat după 3 zile după operație, s-a făcut butuc piciorul, s-a umflat, dar acum e bine. Și repetăm procedurile astea de 2 ori pe zi, sperăm să se facă bine. Uitați, vedeți? Adică nu știu dacă se vede. I-a făcut doctorul niște găuri pentru drenaj și ne-a dat un ser, ne-a arătat cum să facem, i-a făcut el prima dată, pentru că a scos vreun litru de puroi, se făcuse piciorul butuc. Și acum îi facem noi de 2 ori pe zi, îi băgăm ser din ăla și soluție într-o gaură cu seringa și după aia îi masăm așa un pic să intre peste tot serul și apăsăm și iese serul ăla și soluția iese cu tot cu puroi. Dar vă dați seama că acum nu prea mai iese puroi, iese soluția destul de curată, adică grosul a fost atunci acumulat, s-a acumulat în 3 zile, în primele 3 zile după operație. Acum s-a făcut bine, s-a desumflat, arată bine, rana a început să mănânce, nu mai este nicio problemă. Sper să se facă bine, Doamne ajută. Așa e, măiuțu. Așa e, fată. Așa e. Ne facem bine? Ne facem bine, da? Trebuie să ne facem. Hai că ești puternică, să vezi, te faci bine. Ia uitați, urșii mei, câtă miere am pregătit pentru Târgul Național Apicol de la București, care se va desfășura în perioada 10-12 septembrie 2021 la Băneasa, vis-a-vis de aeroport. Ia uitați aici câtă miere de salcâm am pregătit, o miere foarte bună, premium, 100% naturală, este extraordinară, are un preț foarte bun. Puteți să veniți acolo să o gustați sau să intrați pe www.mieretv.ro și să comandați direct dacă ați mai dat de la noi și știți ce calitate avem. Iar aici avem mierea de mană, o miere foarte bună, foarte rară, este extraordinară, pe mine m-a ajutat foarte mult produsele acestea să slăbesc 50 de kilograme și să fiu puternic și sănătos ca un urs. Așa că vă recomand și vouă să consumați, să veniți să le gustați la București sau să comandați direct de pe site. Ia uitați, s-a ridicat și a mers și a în trei picioare așa un pic, dar vreau să vă arăt pe unde a făcut doctorul inciziile. Ia uitați, a început iar să-i curgă puroi, vedeți? Vedeți puroiul? O să-i facem iarăși spălături, o să-i băgăm cu seringa soluție din aia și să scoatem de acolo tot puroiul. Înțelegeți? Văd acum că totuși l-are un pic umflat, îl mai are un pic umflat. O să-i mai scoatem din puroi, că nu e bine, nu e bine. Puroiul ăsta nu-mi place, infecția asta. Așa e, fetiță? Nu e bine. Dar ne facem bine, da? Ne facem.
Da, uite, se lasă să facă. Sărac, acum stă, îți dai seama cu... Stă așa, în trei picioare. Ia uite. Gata, Maia, stai jos. Stai jos, stai jos că vin să-ți dea o Maia. Nu, nu e acolo, nu. Nu ieși acolo. Hai că mă duc să iau. Este timpul pentru următoarea masă, urșii mei. Avem aici niște pilaf proaspăt făcut acum. Cred că avem vreo 300 de grame așa, aproximez, pentru că nu-mi cântăresc mâncarea. Știți bine, nu mi-am cântărit-o nici când am slăbit, când am fost la dietă. 300 de grame gătit mă refer, pentru că și orezul, la fel ca și pastele, absorbe de 3 ori greutatea lui din apă. Lângă avem niște ficăței la cuptor, aproximativ vreo 100 de grame, și o pulpiță din asta mare de pui. O să mănânc totul fără pâine. Însă am aici niște murături, am un castravete acru, mi l-am feliat, mai am aici castraveți dacă mai vreau. Ăștia au foarte puține calorii, nu este problemă. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo. Facem cardio urșilor, iar aici șeful meu bucătar a venit să culeagă fructe de pădure. Avem și niște fructe de pădure. Cum se numesc astea? Mure. Ia uitați ce mișto arată murele astea, abia aștept să mănânc. Ia uitați, s-au uscat foarte multe, vedeți, n-am fost atenți. Pentru că am fost cu Maia, am fost dați peste cap toți, dar sperăm să se facă bine, noi facem tot posibilul să avem grijă de ea. Și acum o să culegem mure, să mâncăm mure, despălăm foarte bine și le mâncăm. Pentru că sunt foarte bune. Nu uitați, dacă sunteți la slăbit și nu numai, încercați să mâncați cât mai multe fructe, pentru că au foarte puține calorii, sunt foarte bune pentru slăbit, dar sunt foarte bune și pentru sănătate. Mai ales fructele de pădure sunt extraordinare. Consumați cât mai multe fructe diversificate, nu contează ce fructe mâncați, important este să mâncați fructe, da? Pentru că sunt foarte, foarte bune. Hai să te ajut și eu să culegi. Ia uite aici câte sunt. Wow! Da, n-am mâncat așa mure de când eram mic și cutreieram pe aici străzile, ulițele și mâncam, opream bicicleta, mă dădeam jos după bicicletă și mâncam direct așa din tufă. Ce amintiri! Ia uitați ce bine arată! Hei, au început să se facă și perele! Ia uite, au început să cadă pe jos perele! Extraordinar! Au început să cadă pe jos perele din păr! Ia uitați ce mari sunt perele astea. Mama, mama, sper să fie și bune. Ia uitați ce mari sunt. Aproape cât pumnul meu. Numai pere din astea babane pe aici. În părul ăsta. Foarte bune fructele. Să încercați și voi să consumați, să mâncați cât mai multe fructe. Nu contează de care, nu contează când. Fie că le mâncați dimineața, fie că le mâncați seara, fie că le mâncați după masă, înainte de masă, între mese. Nu contează lucrurile acestea. Nu vă mai agățați de toate nimicurile. Cel mai important este să consumați fructe, să faceți mișcare și cu siguranță veți fi foarte sănătoși și vă veți regla și greutatea și credeți-mă că o să fie foarte bine. Urșilor, mi s-a făcut foame și pentru masa asta avem aici 3 pulpițe de pui la cuptor. Ia uitați ce bine arată. Avem și niște cartofi prăjiți. O să mănânc totul cu niște sos din ăsta de usturoi de la Olympia. Foarte bun sos ăsta de usturoi. Avem niște ketchup picant de la Tommy. Și cam atât, nu o să mai mănânc pâine, vă dați seama, avem aici o grămadă de cartofi. Bine, par o grămadă, dar de fapt sunt vreo 2-3 cartofi. Iar aici avem pulpițe, le-a dezosat maica mea să-i dea lumăiuțul să mănânce. Ia uitați. Și la desert o să avem și pepene. Vă urez poftă bună tuturor. I-am pus și porția acolo, i-am pus și apă. Se pare că e mai mult sete decât foame. Dar o să mănânce. Pentru ultima masă pe ziua de astăzi, urșilor, avem aici ceea ce mâncam eu în perioada de slăbire. Mâncam foarte des masa asta. Avem aproximativ 1 kg de pepene roșu în caserolă de la frigider, pregătit de șeful meu bucătar. Ia uitați. Și aici avem
O din asta, o budincă proteică de la Dr. Oetker. 40 de grame de proteină. Are foarte multă proteină, are 400 de grame și vreo 300-350 de calorii. Și cu un kilogram de pepene avem un kilogram 400 de mâncare, 40 de grame de proteină și în jur de 600-650 de calorii. Și atenție, un kilogram jumătate de mâncare, da, e foarte important lucrul acesta pentru că este mâncare care este slabă în calorii, este mâncare foarte voluminoasă, ne umple stomacul și ne ține de foame, practic. Bineînțeles că nu o să ține de foame acum ca o mâncare mai consistentă. Ca o mâncare care este bogată în grăsimi, dar o mâncare care este bogată în grăsimi are și foarte multe calorii. De ce? Pentru că grăsimile au foarte multe calorii. Bine, nu că nu aș mânca eu grăsimi, că am început să mănânc foarte multe mâncăruri care sunt bogate în grăsimi de când am terminat cu perioada de slăbit. Am un program alimentar mai lejer acum, îmi fac toate poftele, însă dacă doriți să vedeți cum am slăbit 50 de kilograme și dacă doriți să vedeți toate mesele pe care le-am avut în fiecare zi, în fiecare săptămână, timp de 2 ani de zile, intrați în seria Oto Slăbește. Am făcut și alte serii pe sezoane, sezonul 1, 2, 3 și 4, ca să vă fie mai ușor să urmăriți clipurile și vă puteți motiva și vă puteți inspira din mesele mele și cu siguranță veți putea să slăbiți și voi, veți învăța o grămadă de lucruri despre slăbit, despre masa musculară și o să vedeți singura transformare live și documentată din lume. Mă bag să mănânc, vă urez poftă bună, somn ușor!